Cafeluță vrea să-ți cumperi jocuri ieftine de pe G2A. Hello și bine v-am găsit la un nou episod pe acest minunat canal. Astăzi vom juca Bendy and the Ink Machine. Da, ați auzit bine, mă joc Bendy. După primul video pe care l-am făcut cu Bendy acum jumătate de an, cred, sau mai bine de atât. Uite-mă din nou jucând Bendy. Și mai exact capitolul al doilea și sincer îmi tremură fundul în pantaloni pentru că m-am speriat foarte tare de unele chestii când am făcut primul video și sper că asta să nu fie chiar atât de scary și știi să mă descurc pentru că e foarte, foarte fricoșător. Chestia este că nu știu exact, dar așa o să mă uit la o chestie în setări, nu? Totul e bine și frumos, bun. O să încep. Și... oh, pot să fac și save-uri, ok. Și vreau să mă duc la capitolul 2, pentru că tocmai l-am deblocat. Și să vedem ce se întâmplă. Pentru că jocul ăsta este foarte creepy. Oh, Doamne. Deci, am emoții, sincer. Am emoții foarte mari. Oh, începe, începe, începe. Ok. Oh, mi s-a făcut pila de grijă de la melodie. Oh! Oh, 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 ok. Oh, capul meu. Ce s-a întâmplat? Oh. Unde sunt? Ok. What the fuck? Ai un fel de pentag... oh, Doamne, jocul este așa de ciudat. Trebuie să găsesc o ieșire. Ok. Sau nu pot să alerg? No, nu pot să alerg. Ok, cred că o să încep să apăs pe chestii ca să pot să găsesc și eu ceva util pe aici. Apropo, dragii mei, înainte de a mă apuca de chestia asta foarte scary, vreau să vă rog o treabă, de fapt, să vă readuc aminte ceva. Noi am devenit parteneri cu G2A și avem un cod de 3% cashback pentru orice joc. Deci, dacă vreți să apăsați pe linkul de mai jos, să vă uitați și voi pe site, nu m-ar deranja absolut deloc, ba chiar mi-ați face și mie în bine și m-ați ajuta. Și v-ați ajuta și pe voi. Văd un topor și sicrie și... pot să iau toporul ăsta? Nu? Ok. Cred că... wait, pot să iau măcar chestii de pe aici? Wait, am controlele bine puse? Stai așa o secundă. A, uite, am și un tip acolo cu un topor, m-ar ajuta foarte mult. Deci eram sigură că trebuie să iau toporul ăla, stai așa o secundă. A, controle, controle, nu știu exact unde Dumnezeule mai ar trebui să fie chestia pe care caut eu. Full screen, bla 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 bla. Băi, da, controlele sunt pe ăsta. De ce nu pot să iau toporul? Toporul e aici! Erau alte chestii. Ah! E-ul era pentru topor, ok. Și cu asta... oh, am înțeles. Oh, pot să distrug lemne! Știi ce? Nu cred că vreau să distrug sicriile, lasă. O să tai lemnele de aici. Și o să încerc să deschid ușa asta. Să vedem ce este aici, pentru că n-am nici o mică idee. Ok, m-am speriat. M-am speriat. M-am speriat. Oh, Doamne! Oh, Doamne! Ok. O să stric astea. Pot să mai stric chestii de pe aici? Nu, aparent nu. Wait, what? Bacon soup? Oh, ok, so trebuie să colectez foarte multe chestii din astea. Am înțeles. Ok. Pac, pac, ceva pe aici util? Nu, nimic. Ok. Mamă, ce m-am speriat. Wow! Ok, faptul că e Bendy acolo în stânga e foarte creepy. Deci deja este foarte creepy. A, uite o chestie din asta de ascultat. Ok. Asta
Asta este foarte creepy. Ok. I said, can I get an amen? The fuck? Ok, jocul ăsta este foarte creepy. Oh, am chestii de energie pe aici. Ok, extrem de creepy. Doamne! Ok, cred că ar trebui să mă uit peste tot să văd ce se întâmplă. What? Ok, chestia asta a revenit acolo. Ok. Oh, doamne, muncește de greu, muncește fericit. Oh, doamne, asta este foarte multă cerneală. What the fuck? Cine e acolo? Oh, oh, bine, asta nu e creepy absolut deloc. Nu, sigur nu. Oh, ok, trebuie să iau toate astea. Apropo, dragii mei, vă rog să nu uitați să apăsați pe butonul de like de mai jos dacă mai doriți episoade cu BND. Și dacă susțineți acest canal, ceea ce știu că o faceți, pentru că vă uitați tot timpul la videourile mele, eu o să fiu puțin mai tăcut în episodul ăsta, pentru că o să mă sperii foarte tare și aș cam vrea să nu urlu foarte mult, pentru că e destul de seară când filmez momentul ăsta și e posibil ca... vecinii mei să mă audă și știți, nu vreau să creez probleme. Ce e aia? Cred că vreau să știu ce e aia. Oh. Oh, Jesus. Ok, nu trebuia să fac aia. E ceva util pe acolo? Ok, trebuie să pornesc aia. Dacă să pornesc... Oh, stai că știu. Uite, am asta aici. Am mai văzut încă două în spate. Spune-te-o că nu o să apară nimic scary pe aici. Deci vreau să tai tot. Ok, nu pot să tai aia. Ca să fiu sigură că pot să alerg când e nevoie. Pentru că nu se știe ce o să-mi apară în cale în jocul ăsta. Foarte scary. Ok. Mă, deci mi se face pielea de găină de fiecare dată când intru prin camerele astea. Ok. Și unde trebuie să mai fie una? Pe aici? Nu cred. Trebuie să mai fie una. Deci am una în partea aia, da? A, aici, da. Ok, am reușit. Am reușit să deschid poarta aia, cred. Eu trebuie să mă întorc. Frate, spune-mi doar că nu se întâmplă nimic creepy și că o să mă sperie pe la spate. Eu am un feeling de la nașpa în momentul ăsta că sunt sigură că o să se întâmple ceva iurea. Ok. Ok. Mamă, ce creepy e aia. Ok. Sper că nu o să-mi sară nimic în față, nu? Ok. Ok, deocamdată e bine. Trebuie doar să tai astea. Așa. Se aude. De ce se aude așa? Ce e aici? Oh. Ce e asta? Ok. Ok. Pot să intru aici? Nu pot. Ceva util aici? Nu. Ok. Ce e aici? Oh, doamne, cartonul ăla cu Bendy. Oh, doamne. Oh. Fuck, ok, Tsuki. Ok, nu urla. Am zis că nu urlu. Nu. Am văzut ăla cu Bendy acolo în stânga și am avut un feeling de atât de nașpa. Vai de mine, am crezut că mă mănâncă în momentul ăla. Ok, ce e asta? Ce e aia? Ok, animație? Ok.
Oh. Cred că ar trebui să las proiectorul ăsta pornit. Mi-e teamă de ce scrie acolo. Ok. Sper că nu apare și de aici. Nu, e ok. Ok, e bine, e bine, e bine. Ok. Ah! Dar de ce nu moare din prima? De ce trebuie să mă și rănească? Ok, știu că apare și de aici acum. Ah, ok, am reușit. De ce e muzică? Ce e aici? Oh, pe aici am intrat eu? Ok. Ce e asta? Ok. Oh. Ok, so, aparent avem, so, avem o pompă, nu știu exact unde. Ok, oare pot să stric aia? Bine, să merg mai departe. Ok, nu cred că a fost o idee prea bună să a pus pe aia. Partea... cum se numește? Mai puțin întunecată a infernului, ok. What the fuck, ce e zona asta? Wait, 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 wait. Stai, mai era o cameră. Doamne, ce m-am speriat. Da, știi ceva? Las-o să merg aici, nu mai contează. Nu, nu vreau să merg acolo, e foarte înspăimântător. Nu, 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 nu. Dar ce ar trebui să fac aici? The fuck? Ok. Jocul ăsta este foarte creepy și nu înțeleg dacă ce spun ei pe înregistrările astea ar trebui să-mi fie utile sau nu. Ok. Păi stai, și ce ar trebui să fac acum? Ok. Chestia asta scot sunete, dar de ce? Oh, Doamne! Oh! 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 Stai, 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 stai! Proiectorul ăla... E ăla de sus! Oh! Ok!
Deci, dacă merg pe aici, ce se întâmplă? Oh. Ce trebuie să fie asta? O orgă? Ok. Și aici? Firmerie. Da, știi ce? Nu cred că vreau să merg acolo, e negru. Oh, uite, încă ușă. Ok. Oh, am mai găsit o cutie din asta, e bine. Ok. Astea sunt niște planuri ceva. Oh, mamă, ok. Alea sunt toate fețele lui Bendy și toate sunt la fel. Oh, mama, a început să mă doare și piciorul. Ok, doamne, foarte creepy treaba asta cu Bendy. Ok. Ok. Chiar asta e închisă. Jesus. Ok, s-o trebuie să ajung acolo. Ok, mai am o chestie aici. Oh. Ok, so trebuie să mă uit în toate coșurile de gunoi. Ok. Ceva pe aici? Nu. Ok, sper să nu-mi sară ceva din față pe aici, că nebunesc. Nimic în zona asta. S-a auzit? Ok, nici aici nu-i nimic? A, uite cheile! Ok, am reușit. Ok, mă duc în față acum și deschid aia. Dacă am cum. Sper că sunt cheile bune și că nu trebuie să caut alte... Fuh, mamă, ce bine. Ok. So, trebuie să mă duc la pian, apoi la pian, apoi la banjo, stai, nu. Apoi la banjo, apoi la... La... asta... La tobe. Știi ce? Stai așa, fac o poză la monitor ca să nu uit. Că asta e foarte importantă, sunt sigură de asta. Ok. Oh, uite, am mai găsit din alea pe acolo, pe sus. Super. Ah, uite, am mai găsit încă una. Ok, so, trebuie să cânt un cântec. Și o să mi se deschidă sanctuarul lui. Ok. Dar unde? Oh, stai. Deci, e sala cu instrumentele aici. Ba, da. Deci, era la... Stai așa să mă uit încă o dată pe poză. Ok. Ok, să mă duc la pian. Așa. La banjo apoi. Ok, apoi la asta. Tai, și de ce nu merge? Ratez eu ceva? Ratez ceva și nu-mi dau seama? Sau poate nu trebuie să cânt... Tai. Deci, zice așa.
piese când o singură dată la pian. Ok, asta. Păi asta. Păi și stai o secundă, că am cântat, practic. Ok, mai am două chestii pe aici. Mai am asta. Și mai am și asta de aici. Sunt foarte confuză, de ce nu merge? Ce ratez? Și de ce nu pot să sparg chestiile astea? Stai, mai este un pian. Stai, că mai este un pian în partea aia. Poate de asta nu nimeresc eu. Mă gândesc. Ok, avem asta de aici. Ok. Ok, mergea la pian. Ok, apoi mă duc la banjo și apoi la toba aia. Ok. Păi să-mi bat picioarele de înțeleg! Ok, sunt foarte confuză. Poate... Cum ar trebui să aflu un cântec? Dacă... Îmi scrie instrucțiuni, dar nu tocmai. Stai, ce scrie acolo? Nu cred că e ăla. Ok. Eu sunt foarte confuză. Ar trebui să mă duc înapoi acolo? Oh, ok, asta e altă încăpere. Ok. Ceva util pe aici? Nope. Oh, nu e chiar nimic util pe aici, serios. Ok, jocul ăsta e culmea. Cât de greu poate să fie să găsești niște chestii? Sau oare e aici cântecul lui? Oh! Sunt mai mulți? Așa erau și la început? Ok, am un feeling foarte nașpa în legătură cu asta. Și aici nu mai sunt. Bine, mă duc la pian. Păi la banjo. Tot nimic. Ok, chiar nu pot să înțeleg ce greșesc. S-a oprit. De ce s-a oprit? De ce nu înțeleg care e treaba aici? Oh, Doamne, jocul ăsta e foarte scary. Ok, joc mai scary decât ăsta nu cred că am văzut. Deci e tensiunea asta, cumva, că știi că cândva o să-ți apară ceva în față. Și când îți apare, ei bine, nu mai ce să mai faci? Chiar nu pot să ies pe aici. Da, nu pot. Ok, chiar nu-mi dau seama ce trebuie să fac. Și e foarte creepy. Ce se întâmplă aici? De ce sunt mai mulți? De ce sunt mai mulți decât erau înainte? Ok, ok. E doar un joc. Nu o să mă sperii foarte tare, dar știți ce? Aș vrea să-mi spuneți și mie în comentarii ce am greșit până acum și de ce nu pot să fac nimic mai departe, pentru că efectiv nu găsesc cântecul. Nu știu ce cântec e. Că practic zic, am apăsat pe pian și pe banjo și am apăsat și pe
Tubă și nu s-a întâmplat nimic. Ok. Dragii mei, bănuiesc aici să încheie episodul de azi. O să urmeze a doua parte cu jocul ăsta. Și cu ajutorul vostru o să urmeze a doua parte, ca să, dacă spuneți și mie ce trebuie să fac. Eu vă mulțumesc tare mult pentru atenția acordată, sper că v-a plăcut această parte, vă rog să nu uitați, apăsați butonul de like de mai jos și nu uitați să vă abonați cu clopoțel dacă doriți să mă susțineți în continuare. Eu v-am pupat toți și pa, pa!